Noaptea trecută, o școală din Comuna Telești a fost călcată de hoți. Cel mai probabil aceștia au căutat banii, deoarece punctul lor de interes a fost casieria instituției școlare. Hoțul a intrat pe un geam al holului care era deschis. Directorul școlii spune că atunci când a ajuns la serviciu, a văzut ușa de la contabilitate deschisă. Azi de dimineață, practic, am constatat că biroul la contabilitate, ușa biroului la contabilitate a fost forțată și din biroul respectiv lipsește laptopul pe care contabila școlii își desfășoară activitatea. Directorul școlii speră ca hoții să fie prinsi, mai ales pentru că pe laptopul furat erau informații de contabilitate. Reușesc să, să găsească făptașul cât mai repede pentru recuperarea programelor respective mai mult decât a, a laptopului. Laptopul era destul de vechi, nu are o valoare foarte mare, da. Asta Cine e. credeți că ar fi putut să facă așa ceva? Asta mi-e foarte greu să mă pronunț ca să nu zic că mi-e imposibil. Urmează ca ancheta să-și desfășoare cursul și o să vedem dacă autorul va fi prins. Să sperăm că va fi prins cât mai repede. Polițiștii au fost și ei la fața locului, iar în acest moment cercetările continuă pentru prinderea hoților și recuperarea prejudiciului.